Cred că nu voi greși dacă voi spune că această zi, în viziunea mea, este o zi de triumf, o zi de triumf a legii, care confirmă încă o dată că Republica Moldova trebuie să fie un stat bazat pe drept, un stat care să demonstreze principiul de supremație a legii. Asta tocmai s-a întâmplat astăzi. Gândesc că evenimentul de astăzi o să permită accelerarea proceselor instituționale, mă refer aici la grăbirea formării tuturor structurilor interne ale Parlamentului și în așa mod să încheiem acest ciclu instituțional și să ne apucăm de treabă prin ieșirea din criza politică și adresarea sau abordarea tuturor întrebărilor care sunt întrebări prioritare pe agenda națională.